În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți părinți, iubiți credincioși, dacă în prima duminică din postul mare ni s-a pus înainte biruința dreptei credințe asupra tuturor reziilor, asupra rătăcirilor pe care demonul le-a adus ca împotrivire, împotrivitor fiind dintr-un început lui Dumnezeu și adevărului, în duminica de astăzi, Biserica ne pune înainte care este dimensiunea deplină a Ortodoxiei și care este puterea dreptei credințe, aceea de a face părtași pe om încă din această viață, luminii cele necreate și slavei adevărate a lui Dumnezeu, a Sfintei Treimi. Lucru de neînchipuit pentru om, dar atunci când omul rămâne în dreapta credință și stăruie în nevoință, atunci acestea sunt cu putință, după cuvântul nemincinos al Domnului, fericiți toți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Duminica de astăzi ne pune înainte un țel înalt, care este destinat doar călugurilor din Sfântul Munte sau din altă parte, ci fiecăruia dintre noi, pentru că nu a scris Dumnezeu o Evanghelie pentru aceia și alții, pentru cei din lume, ci aceeași Evanghelie ne cheamă și pe noi să năzuim sau măcar să ne pocăim în sufletul nostru că nu avem o nevoință atât de fierbinte precum aceea, pentru ca inima noastră curată să poată înțelege adâncimea descoperirilor pe care Dumnezeu le poate pune în viața noastră. Și sunt mulți oameni care trăiesc între noi, în oraș sau la țară, sau pe aiurea necunoscuți, dar care adânciți fiind într-o viață curată, cunosc lumina cea necreată, lucru de negândit pentru omul obișnuit, care adeseori, fiind prins în multe griji, unele îngrijorări deprisos și nepotrivite pentru el, nu poate cunoaște nici măcar felul în care lucrează Dumnezeu în istorie, în viața noastră. În viața Sfântului Macare cel Mare vedem un lucru înfricoșător, că Sfântul Macare, un om încercat în nevoință și stăruitor în rugăciune, primise descoperire că două femei, care trăiau cu bărbaților în cetate, ajunseseră la o măsură mai mare decât acesta. O măsură mai mare înseamnă o mai mare cunoaștere a lui Dumnezeu și la o viață mai înaltă și mai adevărată. Și s-a minunat Macare și a mers să le cunoască și le-a cercetat cu deamănuntul ce chip de nevoință ar fi putut avea mai stăruitoare decât el, pentru că el însuși, cu multă statornicie și atenție, se nevoia aș păzi inima curată și a păstra în sufletul lui descoperirea lui Dumnezeu, despre care ne învață duminica de astăzi, că cel ce stăruie în rugăciune poate ajunge la a cunoaște lumina ce necreată a lui Dumnezeu. Și s-au minunat acele femei, lepădându-se de vreo asemenea trăire înaltă, spunând că nimic din cele pe care Sfântul Macare le cerceta de la ele, nu le erau statornice. Cercetând cu din adinsul, le-a spus de un legământ pe care îl făcuseră. Anume că atunci când s-au căsătorit cu doi frați, amândouă fiind credincioase, își puseseră în gând acest lucru, această făgăduință înaintea lui Dumnezeu, ca niciun cuvânt deșert să nu iasă din gura lor, niciun cuvânt fără rost. Iată un lucru care pare simplu, dar greu de păzit, chiar atunci când omul ar fi atent o singură zi la el însuși. Un lucru care în același timp nu este puțin lucru și care a făcut ca aceste femei să ajungă la o pază lăuntrică și la o înțelegere a ce este esențial în viața aceasta. A te păzi pe tine însuți de orice închipuire a păcatului, de orice lucrare a păcatului în inima și în gândul tău. Înțelegem așadar că duminica de astăzi ne este pusă înainte ca un îndemn
și ca o înțelegere că noi toți suntem chemați la o asemenea viețuire înaltă. Și pentru aceea teologia Sfântului Grigore Palama, de teologie care nu a rămas doar pe băncile facultății de teologie sau în ușile seminarilor teologice, ci se propovăduiește în timpul postului mare, când toți căutăm să ne voim mai atent, pentru ca să înțelegem că scopul nostru este ca și noi să ne facem părtași acestei înalte înțelegeri pe care Sfântul Grigore Palama a vădit-o ca fiind adevărată expresia ortodoxiei celei adânci și o mărturie pe care Dumnezeu o poartă în lume prin Sfinții Săi. Sfântul Grigore Palama a fost el însuși monah. A intrat în 1359 în monahism la 21 de ani, în 1359 având să treacă la Domnul. Peste numai 9 ani, în 1368, avea să fie canonizat, proslăvit într-un sfinț. După o viață trăită cu înțelegere și cu asprime, a trăit ca monah în părțile mănăstirii Lavra, apoi pe lângă Ținutul Veriei, un pic în pustie, apoi devenind, fiind hirotonit preot în Tesalonic și devenind episcop al Tesalonicului, episcop cărturar, dar mai ales om trăitor, care a înțeles lucrarea pe care Sfinții Părinți în Athos în timpul lui o făceau cu anume simplitate, o ritmicitate a rugăciunii, rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, rugăciune care presupunea o anume stăruință, o anume adâncime, și în care Sfântul Grigore Palama văzuse mărturia lui Dumnezeu, când această nevoință atentă și stăruință, Dumnezeu se descoperă deplin prin energiile sale necreate, ajungând ca omul să vadă lumina cea necreată precum odinioară Sfinții Apostoli pe Tabor. Și că acest har ne este împărtășit și nouă atunci când și noi asemenea acestora stăruim în a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult decât a cunoaște siguranța și desfătarea acestei lumi. Și Biserica a înțeles că această chemare trebuie să rămână nu doar pentru monahi, nu doar undeva în inima celor retrași care stăruie în rugăciune, ci să fie un îndemn de îndrăznire pentru noi toți, ca și noi să înțelegem că aici în lume putem să ne facem părtași fiecare la măsura noastră acestui dar vindecător care îl aduce pe om la vederea pe care Adam a pierdut-o în rai prin neascultare, vederea lui Dumnezeu. Pentru că tot harul lui Dumnezeu înseamnă iertare și vindecare. Pentru aceea, acestei duminici mari, Biserica îi asociază o altă pericopă evanghelică, acea întâlnire între Domnul Hristos și slăbănogul care este pogorât de cei patru prieteni ai săi la Domnul. Slăbănogul căruia Domnul irosește ca prime cuvinte: iertate sunt păcatele tale. Nu cuvinte de compătimire, nici cuvinte de laudă a celor patru care au stăruit și au crezut că Domnul poate vindeca, ci iertate sunt păcatele tale, arătând prin aceasta că harul lui Dumnezeu, cunoscător al adâncului omului, vindecă întâi cele care despart pe om de Dumnezeu, de puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Și în acest caz, boala era și o consecință a păcatului pe care omul îl avea în el însuși, a păcatelor lui. Iertate sunt păcatele tale, pentru ca mai apoi, când cei din jur au gândit că aceste cuvinte sunt cuvinte de blasfemie, cuvinte fără acoperire, fără temenicie, Domnul să spună: ia spatul tău și umblă. Și prin această minune, Dumnezeu descoperea că harul
Iertării păcatului este un har vindecător. Este harul care restabilește pe om într-o demnitatea sa cea de întâi, aceea pe care Adam a pierdut-o. De aceea, duminica de astăzi, iubiți credincioși, ne este încă o treaptă pe care a învierii, îndemnându-ne să nădăjduim că atunci când noi înșine stăruim a nădăjdui în Domnul și a încredința toate grijile și sufletul nostru, putem să cunoaștem vindecare, putem să cunoaștem creștere, putem să cunoaștem starea lui Adam înainte de căderea sa, aceea de a ne face părtași slabe cele neghite a lui Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca astfel, cu luare aminte, cu chivernisire de sine, să venim la biserică, cu gând atent și curat, să stăm în casa slavei lui Dumnezeu, pentru ca astfel să ne folosim mai adânc și astfel să ne simțim și noi viața noastră și să îndrăznim a cere lumina necreată pe care Sfinții Stăruitori au primit-o în rugăciune. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.